Sala sporturilor Olimpia din Ploiești a găzduit recent campionatul național New Ața la judo, luptă la sol, la categoriile de vârstă sub 11, sub 13 și sub 15 ani. Acolo au fost și sportivii de la CS Mușcel Câmpulung, conduși de sensei Tiberiu Jinga. La sub 13 ani, Andreea Barbu a devenit campioana categoriei de greutate 36 de kilograme. La final, aceștia s-au clasat pe locuri fruntașe. David Stanciu și Raluca Băduleanu s-au clasat în imediată apropiere a podiumului de premiere, în timp ce Andreea Jianu, George Nistor și Miriam Nicolaescu, acum pe tatami, s-au poziționat pe locul al treilea. A fost așadar încă o competiție în care mușcelenii au avut o prestație de apreciat, adăugând noi medalii în vitrina secției și a clubului sportiv Mușcelul Câmpulung.